Ancheta în cazul incendiului care a distrus complexul comercial Rozita din comuna Șcheia a ajuns la final. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, generalul Ion Burlui, a anunțat că incendiul a izbucnit din cauza unei defecțiuni la instalația electrică a clădirii. Noi în Rozita anticipam orice moment să avem un moment de genul acesta. Ajunseți oamenii să-și facă chiar și un al doilea planșeu peste acele standuri de vânzare, unde își depozitau ambalaje, marfă în stoc și alte de acestea. Generalul Ion Burlui susține că administratorii și comercianții de la Rozita au fost sancționați de peste 100 de ori în ultimii 4 ani pentru numeroase probleme privind prevenirea incendiilor. Au fost luate în calcul mai multe cauze posibile. Nu a fost exclusă intenția. Nu a fost exclusă neglijența vis-a-vis de folosirea focului deschis. Nu a fost exclusă nici reacția substanțelor din interior, substanțe chimice care erau depozitate, manipulate în acea locație. Dar în final, comisia a concluzionat drept cauză probabilă de producerea incendiului efectul termic al curentului electric. Aglomerația din acel depozit a făcut ca în nenumerate rânduri, cu ocazia controlului executat de către pompierii militari, să fie sancționate atât conducerea depozitului, cât și comercianții în parte. Când spun printre neregulile care sunt și care au fost depistate, mă gândesc la acea instalație electrică care nu a fost redefinită vis-a-vis de consumatori, vis-a-vis de puterea necesară, mă gândesc la instalațiile de semnalizare și stingerea incendiilor care ar trebui să existe, mă refer la lipsa trapelor de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, mă refer la instalațiile de stingere interioare, mă refer la căile de comunicații, de acces și intervenție și la modul de depozitare, sectorizare a produselor în acel depozit. Toate acestea au condus la imposibilitatea acordării avizului și autorizației de securitate la incendiu pentru acel depozit. În cazul incendiului de la Rozita, polițiștii suceveni au deschis un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă.